Vă invit în numele Domnului, frați și surori, să vă ridicați și să citim împreună textul din 1 Corinteni, capitolul 10, primele 11 versete. 1 Corinteni, capitolul 10, primele 11 versete. Cornilescu a intitulat paragraful acesta Pilde din Vechiul Testament. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a așezut să mănânce și să bea și să au să joace. Să nu curvin cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Amin. Reocupați-vă locurile, stimații mei. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și el ne-a chemat să vorbească cu noi, după cum noi ne chemăm copiii să vorbim cu ei. Noi nu ne chemăm copiii doar să vorbim cu ei, ne chemăm copiii să-i încurajăm, să-i întrebăm ce au mai făcut, să-i ajutăm, să-i mângâiem, să ne jucăm cu ei, să petrecem cu ei. Multe sunt lucrurile pe care le facem în familie, știind că este nevoie de tot complexul acesta de atitudini. Și Dumnezeu procedează absolut la fel cu noi. Așa cum noi avem copii, Tatăl nostru din ceruri are mulți copii și toți oamenii născuți din nou sunt copiii lui Dumnezeu. După cum un Tată se așteaptă să fie respectat și cinstit și ascultat de copiii lui, tot la fel Dumnezeu se așteaptă să fie respectat de noi, să fie cinstit de noi și să trăim în funcție de cuvântul pe care ne-l a lăsat în Biblie. Multe sunt tradițiile omenești, multe sunt obiceiurile națiunilor. Culturile noastre sunt diferite, însă unică este cartea, cartea lui Dumnezeu. În această seară, pentru timpul care ne-a mai rămas, o să vorbim despre călătoriile Bibliei. Am vorbit despre călătoria din Eden la Potop, despre călătoria din Haran spre Canaan, despre călătoria din Canaan spre Egipt și aceasta este a treia întâlnire când vorbim despre călătoria din Egipt spre Canaan. Să treia parte. Continuând, aș vrea să afirm faptul că textul pe care l-am citit din Noul, Testament, din Noul Testament evocă o parte a călătoriei poporului evreu din Egipt spre Canaan, perioadă de timp despre care noi vrem să cunoaștem mai multe lucruri. Știind că există similarități, asemănări între călătoria evreilor din prizonierat în libertate, Așa cum la noi, noi călătorim din prizonieratul păcatului în libertatea în Hristos. Apostolul Pavel, referindu-se la călătoria evreilor din Egipt spre Canaan, în textul pe care eu l-am citit, surprinde câteva păcate cardinale, păcate mari, majore, pe care oamenii aceștia le-au făcut, dar nu au fost păcate accidentale, ci ele s-au repetat la infinit devenind un fenomen. Și apostolul stabilește fenomene păcătoase, nu accidente, pentru că într-un popor de aproximativ 3 milioane, toate păcatele posibile s-au întâmplat, dar nu toate au devenit fenomen. Fenomen devin păcatele care devin dominante în viața oamenilor, pe care oamenii le repetă, devine stil de viață automatist comportamental, pentru care nu-i mai mustră conștiința, pe care le fac în libertate, așa zisă libertatea Duhului, a cărui Duh. Și Biblia remarcă idolatria, curvia, ispitirea lui Dumnezeu, cârtirea și probabil alte câteva, dar acestea sunt în frunte. Le vom lua pe rând și evident vom începe cu primul. Biblia spune că primul este idolatria. Dacă definim idolatria ca fiind închinarea la alți zei, atunci constatăm că idolatria nu există în țara în care noi trăim și nici în biserici. Eu nu am văzut pe cineva închinându-se la o imagine, excepție făcând bisericile istorice, unde oamenii se închină în maniera aceasta. În bisericile evanghelice nu există deloc această, acest păcat. În lume, oamenii, în societate, oamenii nu sunt religioși și ei nu-i vedem la intersecții, pe dealuri sau în voi, oprindu-se și închinându-se la ceva sau la cineva. Dacă definim idolatria ca și închinare la Dumnezeu, dar reprezentat de anumite imagini și semne, atunci, dintr-o dată, închinarea aceasta este abundentă, mai ales în bisericile istorice. Oamenii nu se închină la o poză, oamenii se închină la Dumnezeu, dar ei cred că poza aceea îl reprezintă pe Dumnezeu. Și până la urmă, evident, că oamenii ajung să se închină la poze, la sculpturi, numai oamenii foarte duhovnicești se închină la Dumnezeu atunci când obiectele de închinare le aduce aminte de Dumnezeu. Însă lucrul acesta este foarte periculos și vom vedea mai târziu de ce. De asemenea, divinizarea unor lucruri poate fi o altă formă de închinare. Adică anumite lucruri ne devin așa de dragi, devin obsedant de important pentru noi, încât le acordăm o așa de mare atenție și venerare încât aceste lucruri sau persoane devin idoli pentru noi. Oameni din familie, lucruri dragi, nouă, mașini, proprietăți, bani, lucruri care ne dau valoare. În general, idolii sunt lucrurile care satisfac persoana. Păcatul idolatrie este cea mai mare jignire adusă lui Dumnezeu, pentru că îl înlocuiește. Idolatria este concubinaj, Idolatria este infidelitate. Idolatria stârnește gelozia lui Dumnezeu, după cum o soție înșelată de soțul ei cu o altă femeie sau un soț înșelat de soția lui cu o altă femeie devine gelos. Nu există o ofensă mai mare adusă unui partener decât trădarea partenerului, infidelitatea partenerului. Idolatria înseamnă să dai ceea ce este al lui Dumnezeu cu care ești în legământ, o, a, altcuiva sau altceva, la altceva. Că te poți închina la un lucru numit ceva sau la o persoană numit cineva. Aș vrea să surprind câteva circumstanțe care au condus poporul din vremea aceea la idolatrie. Și să vă gândiți dacă nu cumva metodele acestea mai au încă viață pentru generația noastră. La aproximativ trei luni după ieșirea poporului din Egipt, Citim asta în capitolul 19, Exod, evident. Începe capitolul 19 cu următorul verset numărul 1. În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai. Oamenii aceștia au făcut trei luni din Egipt și Sinai tot în Egipt este. Din Succo, de unde erau zona unde au trăit ei, o zonă fertilă din Egipt, și mergând spre Canaan, Sinaiul este undeva în pustie, au făcut trei luni de zile. Ei puteau să facă mult mai puțin decât trei luni de zile, însă Biblia remarcă de ce Dumnezeu i-a îndrumat pe acolo să treacă prin Marea Roșie și așa mai departe. La aproximativ trei luni după ieșirea lor din zona de unde au trăit, Israeliții au ajuns în deșertul Sinai, la poalele muntelui Sinai. Minunile făcute de Dumnezeu în această perioadă de trei luni erau pur și simplu prezente în mintea lor impresionată de-a dreptul de ce au văzut. Imaginați-vă traversarea Mării Roșii pe uscat. Vă puteți imagina cum, atunci când intri în apă, pur și simplu apa să se despartă și să se vadă fundul mării, pământul, și să mergi pe pământ și apa să fie oprită de un zid invizibil, într-o parte, la câțiva metri distanță, și în partea cealaltă, din nou, de un zid invizibil, la câțiva metri distanță. Și pur și simplu... Atunci când tai o felie dintr-un tort și rămân pereții aceia așa înalți, așa s-a oprit apa într-o parte și în alta și oamenii au mers pe uscat. Imaginați-vă că se uitau la peretele la celălalt de metri, zeci de metri, și se gândeau, nu cumva vine peste noi. Și au trecut înspăimântați. Întotdeauna oamenii țin minte un eveniment suprapus de o emoție. Păi ce emoție de frică au avut atunci, probabil că alta mai mare nu există. Asta le-a rămas întipărită în memorie. După trei luni oameni bune au uitat. Trei luni. Vă mai mirați de ce de la Amvon amintim? Amintim că e de folos, că oamenii uită. Apoi, îndulcirea apelor sărate de la Mara, Mana și Prepelițele, dacă vă uitați în carte, în Exod, veți remarca așa de ușor lucrurile acestea, Ex Exodul începe în, exo Ieșirea începe în Exod 12, foloseam același cuvânt pentru carte și pentru verb începe în Exod 12, 12, 13 și din Exod 12, 13 până în capitolul 19, 7, 8 capitole, ei călătoresc 3 luni de zile. În 7 capitole, 6, 7 capitole, Biblia cuprinde o călătorie la aproximativ 3.000 de prizonieri deveniți liberi care traversează o parte din țară până la muntele Sinai și acolo se cantonează, se opresc. Își întind tabăra la, muntele, la poalele muntelui Sinai. Și Biblia ne spune că în momentul acesta au parte de experiențe incredibile. Dar în timp ce aveau experiențele acestea incredibile, ei aveau proaspăt în minte amintirile călătoriei. Erau în ultimile trei luni, nu în ultimii 30 de ani. Eu mi-aduc aminte de lucruri petrecute acum 30 de ani, dar ei cu privire la trei luni în urmă. Erau oameni întreji la cap. Exact înainte să ajungă acolo, au trecut prin ținutul lui Amalec. Erau o etnie, un popor care locuia în drumul lor și au avut un conflict armat cu ei și Domnul i-a scăpat. Le-a fost frică, ei nu erau pregătiți militari, ei nu știau să se lupte, deși erau bărbați puternici, deși erau obișnuiți cu vitregiile vieții. Vitregii înseamnă situații de criză lipsă de, de, mâncare, de apă, bătăi cumplite ale stăpânilor. Erau obișnuiți cu lucrurile astea, dar nu erau organizați ca o armată, nu aveau arme, nu știau să se subordoneze unei căpetenii și totuși Dumnezeu i-a salvat. Toate astea le erau în minte proaspete. Ce mare onoare să-ți aduce aminte de lucrurile Domnului. La sfârșitul acestei perioade când evreii au ajuns la Sinai, Dumnezeu îi cheamă, și noi spunem că Moise s-a urcat pe munte. V-ați gândit vreodată de câte ori s-a urcat pe munte? Veți spune o dată. Nu e adevărat. De cinci ori s-a urcat Moise pe munte. Când noi am fost în Sinai, când noi am fost în Israel și în Egipt, cu câțiva ani în urmă am urcat pe Sinai, ne-a luat o jumătate de noapte. Am plecat la 12.01 noaptea și am ajuns dimineața ca să surprindem răsăritul. Muntele Sinai înalt și este un munte adevărat, înspre vârf este greu accesibil, are stânci foarte mari și trebuie ocolite cu grijă, sărit de pe una pe alta. De cinci ori Moise s-a urcat și a coborât? Dacă vreți, putem să ne uităm în Biblie la aceste cinci urcări și coborâri, pentru că este interesant să știm în detaliu. Rolul acestor studii nu este să spunem generalități, așa cum se spun într-o predică, că într-o predică nu ai timp să vorbești despre toate lucrurile, vorbind despre multe. Dar studiile acestea au rolul să se oprească, să întindă cortul și să sapem pământ doar sub interiorul cortului. Că dacă vorbim într-o predică despre 10 capitole, nu putem să spunem decât lucruri generale. În capitolul 19, versetele de la 3 până la șapte vorbesc despre prima urcare. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul a chemat de pe munte zicând. Versetul șapte. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului. Moise a coborât de pe munte și i-a chemat pe bătrânii poporului. Unde? La a doua urcare pe munte. Când Moise s-a urcat, s-a urcat singur. A doua urcare împreună cu bătrânii și de asemenea, împreună cu Iosua. Uitați-vă versetul 10 până la 14. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor și sfințește-l astăzi și mâine. Și versetul 14. Moise s-a coborât de pe munte, a doua oară. Priviți-vă rog versetele 24-25. Domnul i-a zis, du-te, coboară-te și suie-te apoi, iarăși, doar cu Aron. Dar preoții și poporul să nu dea buzna. Moise s-a coborât la popor, a treia oară. Dacă dăm paginile cărții Exodului, vom constata că este a patra și a cincea oară, pentru că Moise s-a urcat și a coborât de multe ori. Ei au stat un an și jumătate la Sinai. Aproximativ un an jumate. Păi într-un an jumate faci o casă sau mai multe, depinde. Într-un an jumate faci o grămadă de lucruri bune sau de lucruri rele. Nu-i mare lucru să te urci de cinci ori pe Sinai, într-un an jumate. Numai că Moise n-a urcat și a coborât, așa ca o călătorie. Când a stat acolo de vorbă cu, cu Domnul, nu mai imaginați-vă că în capitolul 19, el vorbește cu Dumnezeu. În capitolul 20, Dumnezeu îi dă legile. Și din capitolul 20 până la 31, Dumnezeu îi spune legi. Nu decalogul cele 10 porunci, că pe alea le dă în capitolul 20, dar din 21 până în 31, 10 capitole, Dumnezeu vorbește. Cum a ținut Moise minte 10 capitole din Biblie? Putea să țină minte în mod supranatural, putea să-și noteze, nu știu cum, nu mă întrebați că n-am fost acolo. Vreau numai să remarc ce s-a întâmplat. Zece capitole, Dumnezeu de legi. Al 11-lea este decalogul, cele zece porunci. Moise n-a stat puțin pe munte, Moise a stat mult pe munte. Apoi urcă cu bătrânii, bătrânii au urcat încet, Biblia ne spune că pe bătrânii a lăsat la un moment dat acolo L-a luat doar pe Iosua Și pe Iosua l-a lăsat la un moment dat la un loc Și a urcat numai el singur Moise a împărțit oamenii în urcușul pe munte În anumite categorii și fiecare a rămas la un anumit moment dat la un, la un anumit loc Asta arată nivele de autoritate Nivele de revelație Nivele de intimitate Arată nivele de autoritate, ierarhii, ce arată? Ce a vrut Dumnezeu să spună când a zis urcă, urcă pe bătrâni, dar spunele să se oprească într-o zonă? Pe Iosua ial mai sus, spune și lui să se oprească și tu vino în vârf. Așa spune Biblia, folosește cuvântul vârf. Moise s-a urcat în vârf, mai Moise s-a urcat în vârf, Iosua nu s-a urcat în vârf, nici bătrânii. Iar doi dintre ei s-au coborât ca să aibă grijă de popor în timp ce Moise era pe munte. Știți cine s-a coborât? Unul dintre ei era fratele lui, Aron. Știți ce a făcut Aron? Aron a făcut o grămadă de lucruri greșite când a coborât. Și el este omul care a legalizat idolatria la propunerea poporului. S-a epuizat timpul și data viitoare, dacă vom apuca data viitoare și vom fi în viață, vom continua să vorbim. Însă ceea ce vreau să surprind, frați și surori este că dacă ne uităm în călătoria, în istoria acestor oameni numit poporul evreu, îi vom vedea un popor ca noi, un popor cu nevoi, cu dorințe, cu nașteri și mormântări. Un popor cu uh, răzbunări și frustrări, un popor cu gelozie și cârtire, un popor ca noi, un popor cu lupte bune și rele, un popor ca noi și vă vom învăța din istoria lor. Vom învăța că Dumnezeu, deși iubește poporul său, nu-i permite să păcătuiască și când păcătuiește, îl lasă singur, îl expune, îl confruntă. Să nu ne jucăm. Vom constata că Dumnezeu nu acceptă idolatria, după cum un soț nu mai poate să-și îmbrățișeze soția infidelă sau invers. Are probleme să o mai privească. Cei mai mulți divorțează, nu, nu mai suportă, nu, nu mai poate vedea sau nu mai poate vedea lângă lângă el, lângă el. Tot la fel Dumnezeu are, are probleme cu poporul acesta care vine într-o anumită zi să se închine și în șase se închină la altceva sau e tentat să se închină la altceva. Se închină la confort, se închină la bogăție, se închină la distracție, se închină la sport, se închină la familie, se închină la muncă, se închină la vise materialiste și uită de Domnul. Aceiași oameni vin joia, aceiași oameni lipsesc joia. Aceiași oameni vin marțea, aceiași oameni lipsesc marțea. Aceiași oameni vin duminică dimineața, aceiași oameni lipsesc duminică dimineața. Numai duminică seara face excepție. E o formă de idolatrie. Opinia mea personală este da cu dă mare. Orice lucru se pune în fața lui Dumnezeu este un idol Idol nu înseamnă doar o imagine, idol înseamnă ceva ce are așa putere de influență încât să-ți câștige simpatia, să nu te mai duci la Domnul să te închini și să te închini pe drum, la o mașină, la un dolar, la o familie, la o distracție. Trebuie să acceptați că foarte mulți oameni din poporul Domnului în Biblia asta au fost pierduți după ce au fost găsiți. S-au pierdut pe drum. Păcatul generației noastre este minimalizarea lui Dumnezeu, îi dăm din ce în ce mai puțin, până am ajuns să facem afaceri cu el. Își vreau să ne rugăm și dumneavoastră care sunteți oameni mari trecuți prin viață, aveți experiența vieții, puteți cântări cuvintele mele dacă sunt biblice sau nebiblice, dacă sunt relevante în context sau pur și simplu sunt exagerate ca și o obsesie a unui om care nu știe decât să surprinde negativul. Oricare dintre dumneavoastră ați avea poziția mea și ați vorbit de la microfonul ăsta, ați fi la fel. Pentru că așa sunteți cu copiii dumneavoastră, exigenți, vrând să scoateți din ei ce e mai bun. Nu-i lăsați să calce de 10 ori pe bec, pentru că copiii dumneavoastră și vă pasă de ei. Nu vreți să-i vedeți în lumea asta de că nu i-ați crescut pentru asta. Știți că menirea și misiunea lor e alta. Vreau să ne rugăm. Și fiecare dintre noi să ne gândim la faptul că trăim o dată și o singură dată putem să facem bine sau rău și Dumnezeu la sfârșit nu ne va judeca în funcție de mofturile lui, ci în funcție de alegerea noastră. Și astăzi alegem. Haideți să ne rugăm.